Iar președintele Klaus Iohannis petrece mini-vacanța de 1 mai acasă la Sibiu. Voi vi să urmărim împreună imagini surprinse în urmă cu foarte puțin timp. Sunt de la intrare la Catedrala Evanghelică din Sibiu. Șeful statului, iată, este însoțit de soția domniei sale. Toate detaliile vin de la colega mea, Alina Sorocean. Este în legătură telefonică direct. Alina, te rog. Bun găsit, șeful statului Klaus Iohannis a ales să petreacă, să marcheze 1 mai la Sibiu, acasă, alături de soția sa, după ce ieri s-a întors de la Bruxelles, acolo unde a participat la summitul Uniunii Europene privind negocierile pentru Brexit. Klaus Iohannis a plecat spre Sibiu pentru a marca această zi. Iată, în această dimineață l-am văzut la Biserica Evanghelică din Sibiu, alături de Carmen Iohannis, cea care a optat pentru o rochie mov deasupra genunchilor și cu o haină bej. L-am văzut și pe șeful statului asortat cu soția sa, a purtat o eșarfă de aceeași culoare bej. I-a salutat pe oameni atunci când a ieșit din biserică și a plecat mai apoi spre casă. Este posibil ca șeful statului să opteze și pentru a face puțin sport în aceste zile libere. Știm foarte bine că de sărbători de obicei Klaus Iohannis joacă și tenis alături de prietenii săi și iese în oraș pentru a lua masa cu aceștia. Iată că în acest an președintele a ales să marcheze într-un mod tradițional, putem spune 1 mai acasă printre români și de Paște a fost tot în Sibiu. Nu a plecat într-o altă țară sau într-o altă localitate, precum de exemplu a făcut Liviu Dragnea, liderul PSD, cel care menționa că va merge la pescuit. Vom vedea așadar când se va întoarce Klaus Iohannis în capitală. Cel mai probabil mâine seară se va întâmpla acest lucru, având în vedere că de marți toată lumea începe serviciul. Mulțumim foarte mult, Alina Sorocean a fost în legătură telefonică directă, corespondent B1 TV, așadar șeful statului acasă la Sibiu cu ocazia mini-vacanței de 1 mai, ne spunea și colega noastră, s-a întors ieri șeful statului de la Bruxelles. A fost surprins în urmă cu puțin timp intrând la Catedrala Evanghelică din Sibiu.